Compania americană Sleep Junkie a anunțat că este în căutare de participanți pentru un studiu ce va avea o durată de 3 luni, la finalul căruia voluntarii vor fi plătiți cu $1000. Ce implică asta? Ei bine, compania cercetează impactul negativ pe care îl are consumul de brânză asupra calității somnului. Voluntarii trebuie să aibă 21 de ani împliniți, să locuiască în Statele Unite ale Americii, să dețină un smartwatch sau un tracker de fitness care urmărește somnul, să aibă un program de somn consecvent și să poată dormi singuri în timpul studiilor. Căutăm oameni care sunt auto-începători, cinstiți, cu abilități bune de scriere și se bucură atât de somn cât și de mâncare. Participanții vor consuma diverse brânzeturi. Pe parcursul studiului, ei vor semnala o serie de detalii și experiențe prin care trec, cât de odihniți sunt, nivelul de energie pe care îl au și dacă visează urât. Asta, bineînțeles, după ce au consumat diverse brânzeturi înainte de culcare. Suntem conștienți de faptul că nu doar coșmarurile ne pot perturba somnul, așa că vrem să vedem dacă există o anumită legătură între diferitele tipuri de brânză și simptome care vă pot lăsa senzația de neliniște. Experții Sleep Junkie vor oferi o listă de brânzeturi care ar trebui să fie consumate în fiecare săptămână. Lista va cuprinde o varietate de tipuri de brânză, cum ar fi albastru, tare, moale, maturate și prelucrate. Procesul va include de asemenea selecții vegane și fără lactoză de brânză. Participanții vor mânca fiecare tip de brânză în fiecare seară în același timp. Va exista o pauză de o săptămână între fiecare schimb de brânză pentru a se asigura că rezultatele pot fi înregistrate cu exactitate. Consumul de brânză noaptea târziu, conform zvonurilor, oferă vise ciudate. Încă din 1964, un cercetător a observat că un pacient a început să nu mai aibă coșmaruri atunci când a renunțat la obiceiul său de a mânca 2 felii de brânză în fiecare seară. Mai recent, British Cheese Board, care a finanțat un studiu în 2005, a ajuns la concluzia că consumul de brânză albastră provoacă vise vii, în timp ce brânza cedar îi face pe oameni să viseze la celebrități. Studiul nu a fost tocmai eficient din punct de vedere științific, s-au publicat într-o revistă recenzată de cercetători, dar rezultatele au ajutat la perpetuarea credinței că brânza poate afecta conținutul viselor noastre, relatează click.ro.